Vacanța nu s-a terminat, weekendul se anunță unul plin, iar turiștii sunt expuși la evenimente mai puțin plăcute. Astfel, Jandarmeria Brașov face un apel către toți turiștii și în special către părinți să aibă o atenție mărită. Până în acest moment au existat apeluri din partea părinților în care anunțau că nu-și mai găsesc copiii, însă din fericire situațiile s-au remediat într-un timp scurt, iar aceștia au ajuns cu bine în grija părinților. Având în vedere că este ultimul weekend înainte de începerea cursurilor școlare, Jandarmeria Montană Brașov adresează părinților și tuturor celor care însoțesc grupuri de copii să aibă grijă de activitățile pe care le desfășoară în aer liber, în zona stațiunilor turistice din județul Brașov. De asemenea, turiștii trebuie să fie echipați corespunzător pentru zona în care se deplasează, să nu se abată de la traseele marcate și să nu intre cu mijloacele auto pe drumuri închise circulației publice.